Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Deputații au adoptat proiectul USR prin care conducătorii de motociclete și mopede... Ce mopedul, mă, n-am înțeles. Niciodată n-am reușit. Cred că e bicicletă de-aia cu motor. Sau domnul ceva. Adi, vă rog să documentați ce înseamnă mopedul. Scuterele, nu sunt mopede? Și de ce nu zice scooter? Că sunt mai multe modele de mopede. În ce sens mai multe modele? Scooter, scooter mic, scooter mare, scooter cu mijlociu. Mopedul ăsta sună foarte rău. Da. Deci, moped, de la perpedes. De la mono, ceva, ped. Nu, motorizat, mă. Deci, perpedes motorizat, cum ar fi. Bicicleta motorizat. Lasă-ne aici să ne facem de râs până la capăt. Dar bicicleta electrică este tot un moped? Da. Deci, ce are capacitate cilindrică sub 50 de centimetri cubi? E moped. Este moped. Ce are sub 50 de centimetri cubi? 500. 50, mă, nu 500. Hai mai spuneți, că ne facem de râs cu totul. Deputații au adoptat acest proiect prin care conducătorii de motociclete și motociclete mici și foarte mici vor fi exceptați de la obligația de deține triunghi, reflectorizant, trusă de prim ajutor și extintor. Tate, eu mă opun. Rămân valabile însă peruța de dinți și savoniera. Da. Deci, să știți că potrivit codului rutier, codul rutier nu face distinție între vehicule. Și toți conducătorii, mă rog, e o relatare news.ro, toți conducătorii auto sunt obligați să dețină două triunghiuri reflectorizante, o trusă medicală. Unul pe stânga, unul pe dreapta. Tu ai trusă, tu ai triunghi, ai două triunghiuri de-astea? Da. În mașină? Da, da. Nu ai. Ba da, două sunt. Două sunt. Aia două așa sunt. Vin la set, dar eu am pus unul în fiecare mașină. De ce, cu o mașină a avut ghinion sau n-a primit sau ce? Nu, câte un, auzi, am avut un set de două triunghiuri și în loc să le țin, le-am normal trebuie să ai două triunghiuri în fiecare mașină. Da. Că se pune unul în spate și unul și în față. Și mașina vine cu triunghiuri. Două. Nu vine nimeni, tu le cumperi. Tu le cumperi? Eu am cumpărat două triunghiuri. Aha. Și le-am pus câte unul în fiecare mașină. Am ca înțeles să aibă fiecare triunghiu ei. În ca bomboanele în pom. Adică n-am, sunt semi-regulamentar. Da. Că eu mă gândesc că ăla din fața mașinii e mai lipsit de sens. Adică trebuie să ai triunghi în spate. Clar, asta obligatoriu în spate. Sau, mă rog, pe direcția sensului de mers ca să vadă cetățenii că tu ești într-o avarie acolo. Da. Și bine ar fi să ai unul și mai în față. Dar ăla pe care l-ai în față nu îi mai văd rostul, adică... Ăla-i dacă vine vreunul pe contrasens, crezând că e pe sensul bun, știi că se mai circulă și pe contrasens. Dacă la depășiri, domnule, stai pe dreapta la depășire și dacă intră la altul în depășire, să vadă din timp că e triunghiu și să nu mai facă depășiri neregulamentare în locul respectiv. Da. Practic. Dar ăștia, da, triunghiurile reflectorizante la motociclete și motociclete mici și foarte mici, un triunghi reflectorizant suficient de mare te transformi din motociclist în moto-deltaplanorist. Serios, adică imaginați-vă că îl deschide așa pe spate, da, dacă pornește și extintorul, dacă îl ține rucsac, e Superman. Nu m-am gândit la asta. Păi, băiete, da. Proiectul ăsta stă prin Parlament de vreo 2 ani. Majoritatea n-a fost prea interesată. Unde Dumnezeului să ții triunghiul reflectorizant pe motocicletă? Și nu, și pe moped unde să le pui, dar pe motocicletă ai un portbagaj teoretic. Că și extintoarele astea bănuiesc că sunt mari, mijlocii, și mici și de la și gen, mici. Gen spray cu piper. Da, la... să dai un pic pe... Da, picături de nas. Da, exact. Picături de nas. Cu puf, puf. Da. Bă, măcar dacă... Adică pe vremea existau motociclete cu ataș. Acolo mă gândesc mai că... Mai îl băgai printre... acolo, care da, tu ficea povedea mea. Și un șifonier acolo. Da, știi cum îl pui pe la mașină, zici, scuze, la picioare sunt niște lucruri. Stai și mata mai ca în antropa. Dar nu mai exista, trebuie să existe. Motociclete cu ataș? Da. Mai există, dar ceva... Mă gândesc la Luca peste vreo 20 de ani când se duce la piață. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.